Atunci când știi doar să cheltuiești, să nu te miri că ai probleme cu banii. În acest videoclip m-am gândit să vorbim despre cum arată cheltuielile medii anuale ale românilor pe categorii, concret, să vedem unde se duc cei mai mulți bani și de ce suntem una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. Rămâi până la final pentru că va fi un clip foarte interesant și vom afla împreună răspunsul. Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2021, veniturile medii lunare pe gospodărie în România au fost de 5.683 de RON, iar cheltuielile medii lunare au fost de 4.876 de RON, adică 85,8% din totalul veniturilor. De asemenea, pentru un individ, veniturile totale medii lunare au fost de 2243 de RON, în timp ce cheltuielile totale medii lunare au reprezentat tot 85,8% din venituri, adică 1925 de RON. Toate bune până aici. Avem o imagine concretă. Încă o dată, ca să ne înțelegem, vorbim despre medii. Nu spun că tu, cel care privești, câștigi 2000 de RON. Desigur că sunt persoane care câștigă și mai mult și mai puțin, însă asta e media, ceea ce nu mi se pare prea mult, adică 2243 de lei. La fel și pentru familii, vorbim despre medii. Deci, în medie, o familie sau o singură persoană în România cheltuiește cam tot ce câștigă. Ce altceva am putea face dacă așa am fost învățați? Sau nu am fost învățați? Asta e problema. Tot ce ni se predă în școală este cum să studiem cât mai aprig ca să luăm note mari și să ne găsim un job la urma urmei. Deci învățăm să muncim pentru bani. Însă eu cel puțin, și nu cred că acest lucru s-a schimbat prea mult, nu am învățat nici măcar o oră în toți cei 15 ani de școală cum să cheltuiesc și cât să cheltuiesc. Stai, nici măcar o oră în 15 ani. Tu realizezi? O oră, 15 ani. Și da, poate că sună ciudat și superficial, însă trebuie să înveți și cum să cheltuiești. Pentru că, din punctul meu de vedere, și am vorbit pe larg despre acest lucru în acest video și te invit să-l urmărești, asta este cea mai mare problemă financiară a noastră. Că doar cheltuim, nu ținem cont cât și pe ce și de ce. Chiar și a cheltui e o artă. Da, a cheltui este o artă. Și de ce doar cheltuim? Pentru că nu suntem învățați ce să facem cu banii. Familia nu ne învață, școala nu ne învață. Nimeni nu mi-a spus niciodată, uite, îți împarți bugetul în XYZ și respecti acele procente. Te plătești pe tine primul, nu cheltuiești impulsiv. Faci diferența între dorință și nevoie. Pui banii să lucreze pentru tine și multe altele. Suntem învățați doar să muncim pentru bani. Hai să fim serioși, după ce ai terminat școala, educația formală, abia aștept să ai salariul tău și să-ți faci toate poftele. A cheltui și atât e o problemă ca oricare alta. Nu prea știm ce altceva să facem cu salariul. Mulți credem că salariul este făcut doar pentru a fi cheltuit. Poate unii pun și ceva deoparte, însă atât. Ei bine, află că salariul e făcut pentru a fi și investit. Atât în educație, cât și în active care să-ți producă bani. Să echilibrezi balanța. Să nu mai muncești doar tu pentru ei, ci să muncească și ei pentru tine. Tot ce învățăm la școală este cum să devenim angajați, cum să avem un venit, dar nimeni nu și-a pus întrebarea zeci de ani de zile dacă acel salariu nu ajunge. Dacă se cheltuiește mai mult decât se câștigă, de ce nu învățăm pe elevi cum să-și mărească veniturile? De ce nu învățăm pe elevi cum să-și scadă cheltuielile? De ce nu învățăm pe elevi ce să facă cu banii economisiți care sunt mâncați de inflație? Prea multe de ce-uri care nu au răspuns. Toate acestea trebuie să le înveți tu, pe cont propriu, pentru că sistemul educațional omite o parte foarte importantă din toată viața noastră financiară, anume destinația banilor câștigați. Am văzut o statistică foarte interesantă a unui educator financiar care spunea că până la BAC, elevii fac aproximativ 1200 de ore de matematică, însă 0 ore de educație financiară. Sper că nici ție nu ți se pare ceva normal, așa cum nu mi se pare nici mie. Undeva e o problemă, nu-i așa? Oare de ce nu suntem învățați cum să ne descurcăm cu banii? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? De ce nu suntem învățați la școală ce sunt activele, ce sunt pasivele? Cum să ne facem un buget? Ce procente ar trebui să alocăm pentru diverse cheltuieli? Cum să investim? Cum să monitorizăm cheltuielile? De ce nu suntem încurajați să ne autoeducăm? Din nou, prea multe de ce-uri la care nu avem răspuns. Hai să mergem totuși mai departe să vorbim despre cum arată concret cheltuielile românilor. Să vedem unde zboară aproape tot salariul. Vedem că cea mai mare pondere o au cheltuielile de consum, 61,1%. Și dacă te întrebi ce intră în categoria cheltuielilor de consum, o să vedem puțin mai târziu. După care, 33,2% se duc pe impozite și contribuții, 3,4% merg spre alte cheltuieli, 1,9% sunt cheltuieli de producție și punctul final la care am vrut să ajung, 0,4% sunt cheltuieli pentru investiții. 0,4%, nici măcar un amărât de 1%. Adică o persoană care câștigă medie 2243 de RON investește doar 9 lei.
sau o familie care câștigă în medie 5683 de lei, investește doar 23 de lei. Wow! Neglijabil! Practic dai mai mult pe o cafea decât investești. Ce să faci cu 9 lei pe lună? Câți ani, de fapt zeci de ani, va trebui să investești 9 lei pe lună ca să simți că ești bogat? Nu ai nicio șansă. Dacă investești 9 lei pe lună timp de 30 de ani, cu un randament de 10%, ajungi la 4500 de dolari după 30 de ani. Practic, e degeaba. Acum, hai să ne mutăm atenția spre structura cheltuielilor de consum să vedem concret pe ce se duc cei mai mulți bani. 33,4% din acei 61,1% merg către produse agroalimentare și băuturi nealcoolice, după care 15,7% merg către utilități și întreținerea locuinței, 8,1% sunt cheltuiți pe băuturi alcoolice și tutun, deci o cantitate destul de mare, 7,8% merg către îmbrăcăminte și încălțăminte, deci pune mare accent pe look, 7% către transport, după care bla 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 bla, și ajungem din nou la partea care mie îmi place cel mai mult. Din 61,1%, un român cheltuiește medie doar 0,4% pe educație. Wow! 0,4%! Deci o persoană care câștigă în medie 2243 de lei se educă doar de 5,5 lei. Sau o familie care câștigă în medie 5683 de lei se educă doar de 14 lei. E incredibil! Nici măcar nu-ți cumperi o carte pe lună cu banii ăștia. Trebuie să strângi bani 4-5 luni pentru a-ți cumpăra o carte. Și noi avem pretenția să ne descurcăm cu banii. Ce naiba, doar eu văd elefantul din cameră? Însă aruncăm 111 lei sau 282 de lei pe băuturi alcoolice și tutun. Lucruri care nu ne aduc niciun beneficiu în calitatea vieții, ba din contră. Chiar ne fac mai săraci și ne mai și dăunează sănătății. Super tare! Dar pentru educație, care ar putea să ne schimbe viața, să ne facă să câștigăm mai mult, să ne ducă la o versiune mai bună a noastră, alocăm mai puțin de o cafea pe zi. Trist. Chiar trist. Cum să te dezvolți în condițiile astea? Sunt sigur că dacă faci o medie, chiar și la pariuri se joacă mai mult decât se investește în educație. Cum să te aștepți să-ți rezolvi problemele financiare cu 5 lei pe lună? Cum te aștepți să câștigi mai mult dacă tu nu cumperi nici măcar o carte pe lună? Atenție, din nou, vorbim de medie. Să fie vreo legătură între faptul că alocăm doar 5 lei pe lună pentru educație și faptul că suntem pe ultimul loc în Europa la educație financiară? No, nici de cum. E doar o coincidență. Am văzut o statistică interesantă în care se prezenta că ponderea depozitelor bancare dintr-o țară scade odată cu creșterea nivelului de educație financiară. Știi pe ce loc e România în Uniunea Europeană dacă vorbim despre depozitele bancare? Pe primul loc. Să aibă asta vreo legătură cu faptul că suntem pe ultimul loc la educație financiară? Nu, din nou, este doar o coincidență. Prosperitatea țării se află în prosperitatea fiecărui individ din această țară, iar pentru a realiza acest lucru, educația financiară este vitală, nu opțională, vitală. Am observat că de-a lungul anilor aceste procente nu prea s-au schimbat. În 2020, românii cheltuiau 0,3% pe educație, în 2019 0,4%, în 2018 0,4%, iar în 2017 0,3%. Oscilăm între aceste două procente, Doamne ferește să depășim 0,4%. Deci nu prea dăm semne că am vrea să alocăm mai mult pentru a câștiga mai mult. Ceea ce vreau să spun cu acest video este că trebuie să înveți și cum să cheltuiești, nu numai să câștigi. A cheltui este poate la fel de important ca a câștiga, pentru că dacă arunci pe fereastră tot ce câștigi, asta nu prea te ajută, degeaba câștigi mult dacă tu cheltuiești tot. Așa că învață să cheltuiești, pentru că așa vei schimba jocul. Sper că te-am ajutat cu acest videoclip, lasă neapărat un like, iar tu dacă îți dorești mai multă educație, găsești o grămadă de link-uri în descriere.